Procedura, domnul consilier. Pentru că sunt vedeți un număr de 38 de consilieri prezenți, la care s-a dat o președinte de 18 ani, în urmărit articolul 18 aliniat în ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ și direcția strigată cu consilieri. În conformitate cu prevederile articolului 38 al aliniatul pentru administrativ, supus de aprobare, procesul verbal, în acte ședința ordinară, din 27 februarie 2020. Vă mulțumesc, dar este în mod pe motivă. Potrivit articolului 110 aliniatul 1 din ordonanța de urgență a Guvernului 57 pe 2019, privind codul administrativ și ființa este legal constituit. Încă o dată dau cuvântul secretarului general. În conformitate cu prevederile articolului 38 aliniatul 15 din codul administrativ, supus prin aprobare procesul verbal, încheiat în ședința ordinară din 27 februarie 2019. Vă dumneavoastră, procesul verbal, dacă este votul împotrivă, dacă s-a abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. Stimați colegi, ordinea de zi a fost prezentată, ați discutat cu comisii, cu toții, ați și aprobat-o. Supun la vot proiectul ordinei de zi așa cum a fost prezentat și cum ați discutat în comisii. Dacă sunt votul împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc, adoptat ordinea de zi, în unanimitate. Domnul secretar general, vă rog. Vă informăm că proiectele ordinului ce vor fi supuse votului dumneavoastră definesc condițiile și criteriile articolului 236 din codul administrativ. Sunt însoțite de referatul de aprobare, de rapoarte de specialitate ale compartimentului de SOP și avize comisiei de specialitate. Mulțumesc. Vă mulțumesc și eu și trecem direct la ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular și al membrului suprem reprezentanței ai Consiliului Județean Hunedoara în comisia pentru examinarea probă scrise, practică sau clinică pentru ocuparea postului operator de șef de secție obținut de ginecologie și secție de oncologie medical la Spitalul Județean de Urgență de Evo. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră, nu sunt, prin două
articole din proiectul de hotărâre se pot să adopte prin vot secret. Vă rog să pregătiți buletinul de vot. Domnul președinte, pentru propunere. Aș vrea să fac două propuneri. Doi salariați specialiști din cadrul Consiliului Județean, ca membru titular o propunere pe doamna Mătușa Nevi și ca membru suplean pe domnul Tonțean Bogdan. Mulțumesc că a fost acordată cea două propuneri, dar mai sunt alte propuneri. Nu mai sunt. Vă rog să pregătiți buletinul de vot și trecem la vot. Invită colegii consilieri la vot, se pregătește domnul Arion Fiorel, doamna Angelica Venduța, domnul Cătin Ion. Am cuvântul secretarul general Antonescu, care a reprezentat procesul de urmare. Vă rog. Comisia a procedat la numărarea voturilor, în urma exercitării de către consilieri județeni al votului secret pentru desemnarea membrului titular reprezentant al Consiliului Județean Medoar în Comisia de Examinare pentru proba scrisă, practică și clinică pentru ocuparea postului vacante șef secție ginecologie, șef secție oncologie medicală la Spitalul Județean de Urgență Deva, propune doamna Mătușa Nelly, numărul Consiliului Județean prezent la ședință 31, au fost exprimate 31 de voturi, din care 31 de buletine de vot valabile exprimate 0 mune. Pentru Mătușa Nelly au fost exprimate 31 de voturi pentru, dreptul în care s-a încheiat prezentul proces verbal. Comisia a procedat la numărarea voturilor în urma exercitării de către Consiliul Județean a votului secret în desemnarea membrului suplinar reprezentant al Consiliului Județean Medoar în Comisia de Examinare, probe scrise, practică sau clinică pentru posturile vacante șef secție ginecologie, șef secție oncologie medicală la Spitalul Județean de Urgență, propuneri pe domnul Tonțean Bogdan Vordan, au fost exprimate 31 de voturi, 31 de buletine de vot valabile exprimate 0 mune. Pentru domnul Tonțean Vlad au fost exprimate 30 de voturi pentru și un vot împotrivă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Vă mulțumesc, domnul secretar general. Astfel a fost adoptat articolul 1 și articolul 2 din proiectul de hotărâre. La articolul principal, supun votul dumneavoastră, articolul 34. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Dacă se abține cineva? Nu. Adoptat. Mulțumesc. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea acuratei normale a mandatului de consilier județean a domnului Șpan Ion. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Dobra. Aveți favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră, nu. Sigur că nu mă pot bucura că pleacă în consilier, dar totuși mă bucur foarte, foarte mult că se întărește coaliția. Deci n-a plecat la USR-ul sau la AUR, a plecat la PNL. Deci coaliția se întărește, știi foarte bine treaba asta. Îl felicit pe domnul Șpan că a avut curajul să facă gestul ăsta. Este gândirea lui, deci noi respectăm. Dacă sunt intervenții, nu sunt. Nici măcar de mulțumire că întărim coaliția. Asta e grav. Supun votul în bază proiectul de hotărâre care înseamnă său, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc, adoptat. Asta înseamnă să fii coaliție puternic, iar că nu-ți voturi împotrivă, uniți și la treabă. 3. Proiect de hotărâre privind încetarea drepturilor de folosință gratuită asupra unui spațiu imobiliar aflat în domeniul public al județului Mindoara, constituit în favoarea Asociației Anti-Parkinson. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră,
Nu sunt. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu sus. Dacă sunt voturi împotrivă? Nu. Dacă se abține cineva? Nu. Mulțumesc. Adoptat. 4. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unor terenuri din domeniul public al municipiului Hunedoara în domeniul public al județului Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Bărănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră a consilierului, nu sunt. Supun votul nostru proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii protocolului numărul 25.168 R 537.574 pe 2024 de predare primirea unui teren din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al județului Deva. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bărănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții, nu sunt, supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre pe ansamblu său. Dacă sunt voturi împotrivă, nu. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii județului Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a olimpiadelor și concursurilor școlare și extrașcolare județenie pentru anul 2024. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bărănesc. Aviz favorabil. Doamna Stăpânie. Aviz favorabil. Domnul Vinuș. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții de partea noastră, vă rog, doamna Mărie. Doamna președintă, vreau să-mi permiteți în primul rând să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat de elevilor olimpici. Vreau să informez pe colegi, conform adresei transmisă de Inspectoratul Școlar de Țară Hunedoara, prin toate olimpiadele și concursurile școlare și extrașcolare organizate în 2024, o sumă de 85.000 de lei, așa cum rezultă și din proiect, suma acordată integral. Mulțumim foarte mult, ne ajutați foarte mult să organizăm aceste competiții în condiții optime. Și totodată, pentru că solicitarea vine de la inspectorat, vă rog să-mi permite, domnule președinte, să nu votez. Mulțumesc foarte mult! Suficient ați propus, nu? Las colegii să decidă. Mulțumesc! Vă mulțumesc și noi, dacă mai sunt intervenții. Dacă nu mai sunt, supun votul nostru, proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al județului Hunedoara pe anul 2024, virat de credite de bugetare în cadrul același capitol al bugetului, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bărănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Domnule președinte, la acest punct nu particip la vot. Mulțumesc. Domnule președinte, de mai interesul niciun participant. Mulțumesc. Altă de participare mai este? Nu mai este. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Supun votul meu să proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă se votă împotrivă. Nu, dacă se abține cineva. Nu, mulțumesc, adoptat. 8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara, rezultat la închiderea exercițiului bugetar în anul 2023, ca sursă de finanțare a fiecărui sector de dezvoltare prevăzută în bugetul propriu al județului Hunedoara pentru anul 2024. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bărănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții. Nu sunt, supun votul nostru, proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva, nu. Mulțumesc. Adoptat. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului creditelor interne și modificarea programului de investiții finanțat din bugetul creditelor interne pe anul 2024. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate, doamna Bărănesc. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Dacă sunt intervenții din partea noastră. Domnule președinte, acest punct nu participă la vot. De mai târziu, nici nu participă la vot. Am înțeles, dacă vrei ceva? Nu. Mulțumesc. Supun votul nostru proiectul de hotărâre pe ansamblu său, dacă sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva,
Nu mulțumesc, adoptat. Rămân surprins ce bine funcționează coaliția acum sfârșit de mandat, cu 3 luni înainte. Cred că dacă era până în septembrie, octombrie, nu era chiar așa să ne intru, dar acum suntem cu cuvință, chiar și în, așa, în planul care era de multe ori pregătit. Adică nici USR-ul, nici PMP-ul, domnul Rău e foarte concentrat, felicitări. Ordinea de zi a fost epuizată, dar nu înainte, probabil, să vă întreb dacă la diverse, că altfel ziceți că am înțeles că vă rog. Domnul președinte, la sfârșit. Să nu știu cum ați dat demisia. Nu intenționez. Mâine? Aș vrea să fac o propunere cu acordul nostru și al colegilor. Avem un grup de 40 de copii, clasă de al 5. Aceștia s-au calificat la în finala festivalului de la San Remo cu o melodie fără război. Vor să participe la acest festival cu multe 40 de copii, cum am zis, dar costurile sunt foarte mari, undeva la 25.000 de euro. Dacă i-am putea susține prin Consiliul Județean sau colegii, dacă vor să fac niște seama aici un anunț cu niște conturi care, dacă binevoiesc, putem ajuta acești copii cu niște suflete minunate care vor să transmită un mesaj de pace în lume. Da, este o propunere foarte bună a colegului nostru, domnul Leu, te închideți telefonul, microfonul, pardon. Este foarte bună și cred că am fi onorați toți dacă contribuim cu treaba asta. Sigur că dacă vă propun eu, dacă știu, mă vă scutați pe mine. Eu aș propune un minim de 10% din indemnizație de consilier la fiecare dată. Binevoiesc. Mi se pare chiar onorabil. Chiar onorabil să ajutăm niște copii și eu vă propun, vă spun că conducerea Consiliului Județean, cei doi vicepreședinți, administratorul public, secretarul și vicepreședintele vor fi cu 20%. Deci voi, dacă dați cu un eu, noi dăm doi. Nu pot decât să vă mulțumesc în numele de copiilor. 10% din indemnizația unui consilier județean, da? Asta tot. Da, da. Și noi venim cu 20% din indemnizația unui consilier județean. E normal să fie așa. Veniți cu 10% din salariu, domnule președinte. De acord. Trebuie să mă risc. Eu vin cu 10% din salariu și mă să risc cu pensie. Hai să facem așa. Spune cuvântul ăla de suprem la vot. Suprem la vot, după aceea. Bine. Stimați consilieri, supun votul noastră, că așa este normal, propunerea colegului nostru și să ne gândim că nu este ceva mult, solicitat nu este ceva, ci din potrivă. Dacă putem ajuta niște colegi, niște copii, este extraordinar. Așa cum ați văzut și înainte, prin propunerea doamnei consilier Ștefănie, am fost de acord, am aprobat cu toții să sponsorizăm toate aceste activități școlare și vă felicit acum, pe sfârșit de mandat, că de fiecare dată, în fiecare an, Consiliul Județean Hunedoara a sponsorizat toate activitățile școlare de Inspectoratul Școlar Hunedoara și suntem foarte mulțumiți că avem mulți olimpici, avem mulți copii care au terminat bacul cu 10, care au luat capacitatea cu nota 10 și acesta este cel mai mare mulțam pe care noi îl putem da acelor copii care, într-adevăr, se străduiesc să învețe. Deci, propunerea domnului consilier, e cineva împotrivă? Am și o propunere înainte, dar ce altceva? Dacă tot noi suntem 10% și am aflat de ce astăzi au fost diverse, propun ca și Consiliul Județean să dubleze suma printr-o alocare de buget. Noi punem câte 10%, dumneavoastră 20% și Consiliul dublează, ca să fie o inimită la toți. Și atunci aș eu să dea acord să facem lucrul ăsta, e a doua oară. Propunerea dumneavoastră este, da, rezonabilă, dar la ora actuală nu putem să ne susținem treaba asta. Și atunci este un gest cu mult din partea noastră, a celor care suntem și consilieri și la conducere, să putem să ajutăm așa. Știi bine, domnul consilier, că niciodată nu ne-am dat în spate,
dar tocmai am aprobat o sumă pentru inspectoratul școlar, care nu putem să le depășim în fiecare trimestru bani. Dacă puteam și avea prosperitatea 100% cu dragă profesor. Deci nu se abține nimeni, dar trebuie să resemnăm cu cineva care, eu îl rog pe cel care a făcut propunerea să se ocupe de treaba asta. Dar o să transmit pe rutul de WhatsApp la toți consilierii, cum pune și ce este aici. Dar să nu îi se transmit și la prezidiu. Și te rog mult, te rog mult, domnul consilier, să mă informez și pe mine dacă e careva care refuză. E bine să știe lumea în presa, să știe că nici pe noapte să pună sau pe gesturi. Adică să știe. Sigur că pe cea de ta propun domnul consilier județean, că am mai făcut multe lucruri bune, da. Prin ceea ce dumneavoastră consiliere județeni și ce-am făcut noi, și a copii, s-au cumpărat și te permiți că n-ai uitat. Asta înseamnă să fii pionier, că să amintești de lucrurile bune făcute, când domnul consilier Socaș a venit cu propunerea să cumpărăm un aparat rapid-test, noi am fost și mai prezent, să zic așa, și am cumpărat două. Nu pot să nu vă ferici și acum, că sunt de un real folos județului Hunedoara, poliției județului Hunedoara, mai ales dacă te se întâmplă. Dacă mai dorim să încheiem această sesiune, să ne sponsorizăm, să cumpărăm unul, vă sal în ajutor și eu ca și dumneavoastră. Nu mă propune să vedem. Nu mai pot face propunere, eu mă înjurați pe mine. Bun. Alte intervenții, dacă mai sunt? Domnul președinte, legat de acele aparate care le-am cumpărat pe banii noștri, domnule, aș propune ca domnul președinte la top să discute și să facă analize la top cum s-au folosit și ce le fac în zile și cât s-au folosit. Luna viitoare, să-i prezinte. Da, domnul Socaș, este... Dacă îmi permiteți. Este o propunere foarte interesantă a domnului Ștaier și nu dumneavoastră a tot. Cereți poliției județului Hunedoara faptul de răspunde dacă au fost folosite, dacă le știu folosi sau dacă le-au pus cumva în păstrare, în eșterez, acolo să știm și asta. Dacă îmi permiteți, vă rog. Vă rog. În ultima ședință a TOP din luna februarie, am solicitat domnului Sabău, șeful Spitalului de Poliție, să ne prezinte în luna martie un raport de activitate pentru cele două aparte TACTESC. Așadar, la ședința de final de lună, raportul de activitate va fi prezentat, sau transmis pe mail tuturor consilierilor județeni. Părerea mea că eu, de data asta, nu sunt nemulțumit, că să transmis pe mine prieten. Cum am știut să vină să ne roage, să facă bine să vină în ședință de prieten să prezinte. Nu luăm nicio stea de alimine. De bombă, mă, nu se răcerește. Să vină aici, în mijlocul consilierilor județeni, să ne prezinte situația. Cred că e mai corect așa. Parcă altfel te simți că știi că ai pus niște bani, ai donat niște bani și succesul este deosebit. Poate mulți zic că noi mai avem timp să citim mail-ul respectiv. Și rămâne cu impresia că nu s-a făcut nimic. Deci, sarcină pentru dumneavoastră, că așa cum a venit mensul la mine și mi-a dat sarcină, să nu copie din partea ATOP, sigur că a fost învățat de cineva să ne copie, felicitări, acum, tot dumneavoastră îi faceți o invitație la șeful poliției să vină la ședință, o să vedem cuvântul primul, că să nu stau tot timpul ședinței să treacă timpul și noi, nu din noastră. Primul să le dați să ne spună deschis cum s-au folosit, cât e cazul, dacă a fost depistat de cazul, ce face poliția în continuare pentru a scârpi acest flagel care, din păcate, am cuprins foarte mulți copii. Să nu zice nu șalți, dar el e mai trist că sunt mulți copii care folosesc anumite substanțe în astea. Alte intervenții? Nu sunt, atunci, dar mai mulți.
Am zis că dau ședințele. Vineri dimineața, ora 9, avem ședințe aici cu prezență fizică. Dar de ce vă stimați pe mine așa, domnul Iisus? Vineri am ședință extraordinară la ora 9 și la ora 11 toți și presa care prezentă și nu numai, vorbim pe toată presa, televiziunea, inaugurăm UCU-UNEDADA, Unitatea de Primiri Urgențe. Așa cum am spus-o și la televiziune, în data de 15 facem pe masă, trebuie să respectăm data. E bine să vedeți, să veniți cu toții, să vedeți ce ați aprobat dumneavoastră. Sunt lucrări pe care dumneavoastră le-ați aprobat și vă mulțumesc. De aceea eu am plăcerea să fiți și noastră prezenți acolo și cu toții să vedem, într-adevăr, ce s-a făcut pentru Spitalul Județean, care deservește tot județul Nedoara. Poate rămâneți impresionați, poate vă gândiți cu critici, că s-ar putea așa. La orice lucru făcut, poate să găsește și o critică. Nu ne supărăm, ci din potrivă se pot vedea. Așa cum știți, un cuplător a fost făcut pe fonduri europene. Și la perioada aia când ne-am apucat de el, ne-am adresat la ADR Vest și știți și dumneavoastră foarte bine că ne-a aprobat peste clădirea pe care am făcut pe fonduri europene, pe scopul, pe jumătate de clădire, am făcut o clădire pe banii Consiliului Județean, aprobați de dumneavoastră, pentru birou. O să vedeți, într-adevăr, ce condiții ne oferim celor de la Spitalul Județean din Doara. Sigur că noi am fi mulțumiți că și ei se oferă aceleași condiții de servicii care îl fac pe populație. Dar clădirea care a fost este improbabil, poți să stai, n-aș vrea să folosesc cu expresie vorba noastră, dar nici câinii parcă nu trebuie să stea în clădirea. Și am dat dispoziție la colegii mei ca să facă toată documentația necesară să demolăm acea clădire, pe locul ei, deocamdată, să facem o parcare. Nu sunt locuri de parcare în spital. Nu-s doctor, din personalul medical, n-am unde parca mașina. Am mai făcut 19 locuri de parcare acum în fața la UCU, dar nu sunt suficiente și atunci facem și acolo parcare și sperăm să rezolvăm o problemă care de ani de zile ne-a rezolvat. De acord cu noastră, cu vizita, dar nu arunci. Ședința sunt convins că la ora 9 toți sunteți prezenți. Doamne ajută, vă mulțumesc, să ne vedem cu bine.